Marți-noiembrie 2022, mă aflu în Domnești, în Ilfov, aici, în crescătoria campionului maratonist, domnul Nicu Ivașcu, pe care îl salut. Nicușoare, te rog să mă iers că am venit la ora asta târzie. ce traficul din București e de bine, e trecut de 22:30, cred că. Și noi ne aflăm între porumbe aici acum. La rugămințile mele ai acceptat să ne prezinți lotul masculilor de matcă, da? Acum ne aflăm cu mare drag, da. Compartimentul masculilor de matcă. Da. E unul de aur pentru tine, știu, nu? Este locul de unde scoatem și naștem noi porumbei și viitorii porumbei pentru zborurile de zi cu zi care le practic. Da, da. Ce ne prezinți acolo? Ce marfa e mână? Am două femele care au rămas, să zic așa, neprezentate. Da. Super. Dar nu le-am lăsat la întâmplare, fiindcă este femeia la locul 10 AS Maraton pe București, 2022. Este o nepoată. Da. De-a lui Albastru, care este acolo în plină agitație. Da, da. Este Van Bruenu, de care vorbeam, ca cel mai bun reproducător al meu, să zic așa. Frumos. Super. Pormiță care și pe Ucraina a avut două etape de 1000 clasate. Nepoata lui. Da. Tu vorbești de mii de kilometri, cum vorbesc alții, de 100, de 2. Sincer, am ajuns să ni se pară, știți cum e, le cerem da, foarte mult. Din ce în ce mai mult este? Adevărat. Adică nu știu cât ori să reziste și ei săraci, că nu știu decât un pumn de carne acolo. Vă dați seama, noi îi așteptăm acasă, ce sacrificii fac ei, da, ca să vină. Ce eforturi așa e. Sunt nenumărate. I-ai luat fiica, aici, nu? Sau nepoata? Aici este fiica lui. Fiica lui directă. Da. Frumos. Locul 7, AS Maraton Tineret, pe București. Și locul 10, Maraton Tineret. Super. Două categorii în primii 10. El, masculul, a fost prins în pereche cu femeia balțată, care am prezentat-o la femele prima. Aha, deci ea e produșilor. Ea este produșilor. Este, da, mama ei. Este fiica respectivă, acela este negru, vestitul negru. Iată. Baza crescătorii. Din păcate ai zis că nu mai reproduce. Nu mai mi-a reprodus. Porumbelă 2013, păcate. Ultimii pui i-a reprodus în 2021. Am scos, da, undeva. Dar ai ce scos din el, 8 sau 10 pui am scos în 2021. Și ultimii am scos chiar cu fiica lui. Locul 5, Iziun Palmares, 4 ani, provincia Muntenia și Oltenia. Și după aceea nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu am mai reprodus. Am înțeles că slăbiciunea porumbilor de Emil Denis Verschalde, din rasa Lunea Marian, se... Asta ar fi la anumită vârstă, da, destul de tânără. Foarte, foarte ecruzi. Da. Deci așa am înțeles. Da. Acum, știți cum e, căutăm să-i valorificăm cât se poate. Da. O femelă dragă și frumoasă, yes, ciuda faptului că eu nu prea sunt adeptul la porumbii bălțați. Am văzut chiar dacă ai parte, da, de ei. Da, se pare că la femeie mă caută. Prezentă câțiva, da. Mă caută, n-am ce să le fac. Lasă aici deoparte și dacă ești amabil să ne prezint și... Mă prezint tatăl ei. Tatăl ei, care e un porumbel căruia nu i-am acordat foarte mare atenție. Când în tinerețe, nu? În tinerețe, exact. Porumbelul bun îl vezi după ce nu mai ai. Porumbel matur, porumbel foarte bătrân, de 2012. Deci, 11 ani, e frumos tare, e vigoros, nu? Da. Te scoate de n-ai treabă, cred, da, nu? Da, da, n-a fost niciun fel de problemă, numai doi pui. Acum caut să lucrez, să ușor să consanguinizez, fiindcă, da, am văzut că numai anul acesta o fiică și două nepoate cu norma AS Maraton, adică totuși... Da. Ce dă numai de calitate. Da. Ce frumusețe. Plus nepoți în anii precedenți. Locul 2 pe lansare, vă să vi-l prezint acum, locul 2 pe lansare, al doilea tânăr de fapt pe lansare la Izium 2021 și al 25-lea
Porumbel, din peste 15.000, este tot un nepot al lui, dar încrucișa și în strânsă legătură chiar fiul lui Negru. Deci sau această încrucișare a fost una foarte, foarte bună. Da. Acela e tot un fiu de-al lui Negru, o poza sus, de filmația acolo sus. Vârta Alvare, da. Dețin, v-am zis, 20 de fii Acesta este porumbelul locul 25 pe lansare, din peste 15.000 de porumbei la Izium Național, Oltenia, Muntenia și porumbelul la un an de zile a avut și 4 fonduri clasate. Așa. Este fiul direct Negru, pus în pereche cu o fiică din albastru de Van Bren. Albastra care a fost prezentată mai devreme la femele. Super origine. Acesta, fiind frate bun, vă arăt acum și locul 3 pe lansare, al treilea tânăr de fapt pe lansare, la Harcov, un an înainte. Da. Super pasăre. Fratele lui, care l-am prezentat mai odinioară, este locul 3, al treilea tânăr de fapt, nu e locul 3, al treilea tânăr pe lansare, locul 21 la general, din 5.000 de porumbei aproximativ, cred că 4.800 sau 5.000 și ceva, în 2021, porumbel cu 44 de puncte în două etape de maraton, locul 4 maraton tineret. Zburat anul următor, iarăși două maratoane clasate și apoi l-am oprit, schimbându-se ruta, i-am oprit în reproducție. Super. Super păsări. Super. Exemplare deosebite. Albastru? Un albastru, da, care este un porumbel drag mie și un porumbel care a fost crescut de mine. Așa. Porumbel care primul pui al lui a fost campionul Bucureștiului la AS Maraton tineret, din primele 3 maratoane. A avut 31 de puncte în 2 etape de maraton. M-am ambiționat și am vrut să mai fac încă un maraton la un an de zile, să facă 4 maratoane din 4, de care 2 peste 1000. Și? Și l-am pierdut. L-ai pierdut. Facea mai ușoară etapă. Da. Dar anul următor mi-a reprodus încă un mascul cu 6 maratoane, care ulterior a zburat acel mascul, 6 maratoane din 6. 6 zburate, 6 clasate. Și încă o femelă cu 3 maratoane clasate. E un porumbel foarte bun reproducător. Este puiul achiziționat exact când a murit Nea Marian. În anul care a murit. În anul când a murit, eu l-am găsit, era pui mic cât pumnul, l-am crescut acasă. L-ai luat de acolo și l-ai crescut. N-am regretat și nu regret. Da. Că l-am luat. Porumbel care se trage din ultimii doi zburători cei mai de top ai lui, care a avut în anul când a decedat. 5-3-5 cu femeia cu peste 5.000 de kilometri clasați în anul respectiv. Super. Așa, ce pot să vă mai... M-am adus aminte. Mai ești ceva. Este mai tânăr, pare mai tânăr. Nu, este mai bătrânică. Hai. Femeia de 2016. Femeia, da. Campioana Bucureștiului, prima mea porumbiță care a fost campioana pe București. În 2017. Care a fost campioană tot pe Polonia. Da. A, da, când spuneai tu că ai mai zburat pe Polonia. Exact. Înainte. Aceasta a fost campioana Polonia atunci. Ulterior am mutat-o pe Ucraina. A zburat încă
3 sau 4 ani. Anul trecut am oprit-o la matcă. N-am oprit niciun pui niciodată din ea, fără să... Am avut-o la zbor. Am avut-o la zbor tot timpul și nu am... Cum să zic, nu m-am gândit să... Am zis că are timp să reproduc. Și... A zburat ultimii 3 ani, 9 maratoane, clasat 8. A ratat o etapă chiar ușurică. Este nepoată tot al albastru de Van Breen. Ai, frate, ce să zic, ai grijă întotdeauna să îți păstrezi, și am văzut asta la tine, să-ți păstrezi în spate, să-ți asiguri spatele, să zic așa, nu? Tot timpul trebuie să-i menținem și da, să-i oprim. Da. Sunt porumbei care nu putem să-i facem în fiecare zi. Așa e. Și se fac destul de greu. Și rezultatele și porumbei. Corect. Aici mai am un porumbel care este tata la femela campioană anul acesta la Maraton Grand Prix, Maraton Extrem, tineret. Nu este întâmplare, este nepotul femelei de l-am prezentat-o mai devreme cu Izium Palmares, care am ratat etapa eu. Da. Masculul a fost locul 2 AS Maraton Palmares pe București, locul 5 la Lohi, la etapă peste 1000 de kilometri, cu crescători din zona Buzăului, Brăila, a fost etapa națională. Porumbelul a avut 7 din 7 maratoane, 7 zburate, 7 clasate în 2 ani. Deci locul 2 AS Maraton Palmares și locul 8 sau 9 provincial. Porumbel care v-am zis, a și reprodus. Porumbelul a fost concurat în altă crescătorie, dat de mine de ou. Deși ouăle ajung campioane, am dat porumbelul ou, tandemul lui Alecu și Zanfir, fiind cumnat și văr prin alianță cu soția mea. Ah, e clar, da. Rude de ale mele. Ulterior s-au lăsat de porumbei și porumbelul automat că l-am... L-ai recuperat. L-am reintrodus la mine în crescătorie. Da, super. Și nu regret că vedeți. A reprodus fiica lui două etape de 1000, de peste 1000 de kilometri la un an de zi. Păi Nicu, când ai descoperit pe maestru Marian Dumitrache, ca și crescător așa de mare valoare, să zic, în ce an? Păi vă spun că eu concurez din anii 2000. Prima dată când am... Și ai avut și alte păsări înainte de Marian Dumitrache. Da, porumbei, da, porumbei vechi. Și în anii 2004, în 2005, am avut primul porumbel în expoziție, la UCP. Am zburat la UCP. Cu altă sușă de păsări. În top 10 și acolo. Porumbei Catrice, Stichel, da, porumbei vechi. Da. În momentul acela, maestru concura, începuse să intre pe val puternic. Îi veneau porumbei tari. S-auzea, Dumitrache. Ce, și să mă duc eu la Borcaș? Nu, am stat și l-am studiat. Și pot să spun că am studiat undeva vreo 2-3 ani de zile și am stat să văd ce porumbei zboară. Nu am reușit să ajung la el. Decât când m-am mutat aici la București, am avut o perioadă când, fiind student, facultatea, n-am putut să mă ocup prea bine de porumbei, am abandonat un pic, am mutat în altă crescătorie la altcineva și apoi m-am reapucat când m-am căsătorit și m-am mutat aici la București. Și atunci când m-am apucat aici la București, am căutat să aduc din porumbei mei vechi, am văzut că nu făceam rezultate și am zis, mă, singurul care văd că tot îi merg porumbei, se iau de la Marian Dumitrache, dar nu știam ce să iau. Și atunci am stat și am analizat porumbeii din pedigree. Eu toți porumbeii lui care îi cunosc și îi cunosc tot porumbeii de bază. Tot arborile, da. Da, eu i-am analizat din pedigree. Ciocoasa, piticul, unșparul, 60-a, 77-a, 44, care s-a încheiat, adică ultima a fost 44, 53-ul. Porumbeii care au fost descendenți din verșaldele de 700, E viseză? Primul zbor, dacă le știu și seriile. Bă, te cred. M-a întrebat cineva astăzi într-un pedigree și i-am spus că eu îi cunosc toate seriile din pedigree-ul ăla. Și m-am uitat decât o dată la pedigree-ul ăla și am văzut ce înseamnă acolo. Da. Adică, și așa am reușit să văd porumbii. Am achiziționat nu foarte mulți porumbii. În prima fază, nu? Da. Prima dată am cumpărat, de la o licitație, l-am cumpărat pe albastru acesta de Van Breen. Apoi pe negru m-am dus și l-am luat personal de acasă. M-a costat
o sumă de bani și după ce l-am cumpărat pe negru, mi-a recomandat să mă duc să cumpăr un porumbel care avea 4 bunici campioni. Chiar acum, în toamna aceasta, l-am scos, dar nu l-am scos, l-am mutat în altă crescătorie la un prieten, fiindcă porumbelul de 2009 mi-a reprodus anul acesta 2 pui, câte 2 pui, și ultima dată l-am făcut cu o fiică din albastru și mi-a dat ouăle limpezi. Și nu pot să mai stau, fiindcă, vedeți, sunt aglomerat un pic. Da, da, da. Vreau să mai scot din ei puțin. Și am zis, mă, îl mut în altă parte, îi dau femelă ce trebuie acolo și eventual să am o rezervă de unde să pot să mai îmi aduc. Da. Și acești 3 porumbei care i-am achiziționat prima dată, am avut, pot să spun, cred că și noroc, fiind și din zburători foarte buni, dar mi-au și reprodus. Și aceea am ținut toată crescătoria. Am mai adus după aceea o infuzie mică, da, de colo, de colo. Și porumbei care au fost, v-am zis, niște porumbei din zona de la Găiești, cu porumbei în Matache Ștefan. Matache și Ștefan Gheorghe, ceva pe acolo, da, care a avut o contribuție că el i-a lucrat. Și aceștia sunt porumbei. Și se pare că... Dar te ții bine. Și sus de câțiva ani buni. Am căutat. Căutăm din ce în ce și mai sus. Concurența este, nu este numai pentru mine. Ia cerbă și de la anii mai... Eu aș vrea, da, din ce în ce văd că se extinde. Se răsc oamenii. Se zona, oamenii, da, investesc, oamenii se ocupă de porumbei. Nu sunt numai eu singurul crescător. Așa. Mai există o vorbă. În zona respectivă, când câștigă numai un crescător... E o problemă. E ceva, acolo însemnă întrebare. Ori pare concurența, da, slabă, ori el chiar foarte bun. Da. A exclus să nu apară și alți porumbei. Din atâtea mii de porumbei, trebuie să mai fie și alți, să apară și alți porumbei. Așa e. Ne învârtim acolo. Un, zic eu, crescător care se află mediocru și concurează constant, este în top 10 în zona din care concurează. Fiindcă în toate zonele țării există o anumită greutate a concursurilor. Fiindcă nu pot să știu cum concurează în altă, da, zonă și atâta timp când nu concurează cu mine. Eu spun doar că e greu la mine. Da. Unii, da, poate mă cred, unii nu mă cred. Eu mi-am achiziționat porumbei numai din zona mea, fiindcă aici zbor. Nu pot să concurez în altă... Da, am trimis și niște porumbei afară, să încercăm să vedem dacă putem să... Ai trimis, da? Am trimis, da. Să vedem dacă... Super. E bine să ții încerci și pe alte meridiane. Să încercăm să atingem punctul să zburăm și pe la Barcelona. Visul fiecărui crescător. În primul an nu o să reușești, cum ai făcut la Tartu. Că ea nu acceptă în prima să zboare la distanță. Da, asta din păcate așa este. Deci acolo porumbii nu concurează. Trebuie să faci 2 ani. De zile, da. La 2 ani. Să avem noi să rămână porumbii acolo și eu zic că ceva. Vedem, ne măsurăm, să zic, puterile și cu, da, și cu alții. Ceilalți crescători. Și cu Jelema și cu alții. Toată lumea bună. Îți mulțumesc pentru prezentarea asta, te felicit încă o dată pentru faptul că reușești să te menții sus acolo deasupra în fiecare an. Mulțumesc. În top 10, top 3 chiar. Sunt convins că voi face în continuare și în anii următori, pentru că ești un crescător tânăr, foarte ambițios. Am înțeles că nu-ți place să repezi greșelile, dacă le mai faci sau nu, la experiența pe care... Am dar oricât am vrea, apare câte ceva. Mai apare câte ceva. Un moment de neatenție poate să afecteze efectiv complet anul respectiv. Așa e. Și automat oamenii se uită ce au mai făcut. X, Y. Nu știe că ai avut probleme. Da, așa e. E că te vede că nu te mai apare în clasament. Când nu mai apare în clasament e o problemă. E problemă, mai drept. Automat. Dar cum am zis, și zona este tare, puternică. Sunt crescători de elită, crescători foarte buni. Foarte buni și cu investiții mari. Foarte mari. Se ocupă de porumbei. Mult mai mari care trebuie, asta pot să spun eu. Dar o recunosc eu, nu pot să spun. Știți cum e fiecare. Dar asta nu e o valoare, să știi. Adică, sau, într-adevăr, e important, e interesant să ai capacitatea să investești mult și să aduci porumbei, dar nu întotdeauna valoarea unei păsări se traduce și în calitățile reproductive. Exact. Și eu merg al principiu, nu neapărat dacă un porumbel a zburat acolo, afară, e posibil să meargă și la mine. Adică eu am căutat varianta să fac rezultatul mai rapid. Nu, da, nu am răbdare. Da. Nu pot să stau să aștept după ei, să, exact cum mi s-a spus și de Van Bruyen. Nu merg Van Bruyen la un an de zile. Eu i-am făcut să meargă la un an. Da. L-ai spus, l-ai șoptit, băi fraților, eu n-am răbdare. Nu pot, vreți să veniți bine, nu vreți să veniți, din păcate, vă duceți. Păi, Lupian, orice îi spune tu, viitorul tău sună frumos, să știi. Mulțumesc, sperăm să, eu așa zic, facem o surpriză mai frumoasă. Sunt convins de asta că o să faci. O să ținem aproape, o să te mediatizăm așa cum meriți.
cum trebuie. Mulțumesc. Și o să auzim numai de bine, o să vezi. Doamne ajută. Toate cele bune încă o dată. Sănătate, numai bine. Cu stimă. Sănătate. Salut, respect.